Chiar dacă au înregistrat pierderi importante în ultimele luni în care pensiunile au fost închise, cabanierii din Rânca au scăzut prețurile ca să încurajeze turiștii să meargă la munte. Camerele se pot rezerva în această perioadă cu până la 70 de lei mai puțin decât anul trecut, tot în iunie. Anul trecut, în această lună, prețurile erau în jur de 150 de lei. Acum au fost de la 80 până la 140, în funcție de calitatea camerei respective, de 2 stele, de 3 stele, chiar de 4 stele. Bineînțeles că au fost și apartamente. În plus, prețurile se negociază, adaugă cabanierii care au propus Ministerului Turismului să dubleze voucherul de vacanță. Ei susțin că, pe de o parte, vor fi încurajați turiștii să rămână în țară, iar pe de alta vor fi sprijiniți proprietarii de hoteluri, pensiuni și restaurante afectați serios de pandemie. E normal ca să putem și negocia cu ei și să-i aducem din nou în zona noastră, să-i fidelizăm în continuare. Dacă se va ține cont să dubleze valoarea voucherelor, cum am discutat în prealabil și am făcut o notificare spre București, spre minister, cred că încet, încet românii vor veni și spre munte. În stațiunea Rânca sunt aproape 1000 de hoteluri, pensiuni și case de vacanță.